9 martie a fost declarată în 2011 zi de comemorare a deținuților politici anticomuniști. Acestora li s-a adus un omagiu astăzi și la Catedrala Mitropolitană din Timișoara, unde a fost oficiată slujba parastasului. În ziua de cinstire a Sfinților 40 de mucenici din Sevastia, la Catedrala Mitropolitană din Timișoara au fost comemorați deținuții politici, dar și cei care au fost deportați în Bărăgan, eroii, ostașii și luptătorii români, care l-au mărturisit pe Dumnezeu într-o perioadă sumbră din istoria României. I-am pomenit astăzi, așadar, pe toți cei deportați în Bărăgan, trecuți la Domnul, dar și pe foștii deținuți politic, trecuți la Domnul, în rândul cărora s-au aflat și mulți slujitori ai bisericii noastre drept măritoare. Astăzi a fost prezent aici la rugăciune și preotul Mircea Lăutaș, care avea doar câteva luni de viață atunci când mama sa l-a purtat pe brațe în trenul de marfă până în Bărăgan, unde au fost părăsiți printre ciulini și unde au fost nevoiți să-și ridice câte un bordei și apoi câte o casă din chirpici. La slujbă au participat foști deținuți politici, urmași ai acestora, clerici, studenți teologi, dar și elevi ai liceului Carmen Silva din Timișoara. Sunt momente de comemorare în care apar în mental flashback-uri, secvențe din prima copilărie în pustietatea Bărăganului, alături de părinți, alături de cei dragi care astăzi i-am comemorat și care nu mai sunt. E greu să-ți aduci aminte de lucruri care le-ai trăit în prima tinerețe, în prima copilărie, dar ce mă amintesc că familia și toți am fost o familie în Bărăgan acolo, chiar dacă nu erau rud de sânge, eram uniți, participam la bucuriile și la necazurile comunității deportaților, ne adunam în sărbători de Crăciun, care era sărbătoarea ce aduna familia în jurul bradului, și bătrânii depănau amintiri din satul de unde am plecat cu speranța că odată îi va ajuta Dumnezeu să ajungă înapoi. Pe lângă comemorări, noi tocmai în ideea a neuitării acestor fapte ne străduim să culegem cât mai multe din memoriile, din amintirile celor deportați. Noi în special la deportați ne referim, pentru că suntem Asociația Foștilor Deportați în Bărăgan. Avem domnul Marcel Sămânță, până acum a scris două volume despre deportați în Bărăgan, acum lucrează la al treilea, practic ia interviuri de la foștii deportați. Încercăm să ajungem și la cei care sunt la ani mulți, chiar și la 90 sau peste 90 de ani, pentru că ei la vremea respectivă totuși aveau vârste de la 10 la 15 ani și țin mult mai bine minte ce a fost atunci decât cei născuți în Bărăgan sau care aveau 2-3 ani la momentul deportării. Peste 40.000 de bănățeni au fost deportați în Bărăgan în noaptea de 18 spre 19 iunie 1951.